tragic s-a încheiat și un maraton montan organizat astăzi în Piatra Craiului. Doi sportivi, o femeie și un bărbat, s-au prăbușit 70 de metri în gol aproape în același timp și în același loc. Salvamontiștii care erau în zonă ca să supravegheze competiția le-au sărit imediat în ajutor. Rănile pe care le-au suferit alergătorii au fost însă mult prea grave. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Startul s-a dat dimineață în Zărnești, iar sportivii trecuseră de jumătatea traseului când s-a produs nenorocirea. Femeia, în vârstă de 45 de ani, din Odorheiu Secuiesc, a căzut prima. O altă alergătoare a văzut scena și a sunat imediat la 112. În direct, sub ochii Atalantei, și un bărbat de 39 de ani a căzut în aceeași prăpastie. Imediat am trimis în zonă colegii care erau asistență, care asigurau asistență, au ajuns la maxim 10-15 minute la victime. Cu ei a coborât și un medic care participa la maraton. Fata era inconștientă. Băiatul, la momentul sosirii salvamontiștilor, era conștient, dar nu simțea picioarele. Bărbatul avea ambele picioare fracturate, iar salvamontiștii l-au coborât rapid la bază. Au avut inclusiv un echipaj al jandarmeriei cu girofar în față, însă starea alergătorului s-a agravat rapid și s-a stins. Sportivii s-au prăbușit în zona Valea Urzicii, Prepeleac, o zonă dificilă pe coborâre, spun salvamontiștii. Poteca trece pe lângă un perete de stâncă și este mărginită de o prăpastie extrem de adâncă. Organizatorii au montat special o coardă de care alergătorii ar fi trebuit să se țină. Se pare că cei doi nu au văzut-o și, după o curbă strânsă la dreapta, cu un unghi de aproape 90 de grade, s-au prăvălit direct în hău. Zona vestică e specific cu Pietrei Craiului, toate traseele sunt în zone cu stâncărie, cu grăbătiș. A fost un pic de ceață, probabil, și udă terenul în urma ploii de ieri. Bărbatul era din Cluj, era medic și profesa în Anglia. Competiția a fost oprită imediat după tragedie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.